frumoasă, vin pe potecuță. Când o fi ascunsă luna bine după nor, nu-mi vale. Extraordinar! Unde era Tonița, doamne? Oh, Dali! Ce? Taci, că-mi fuge inspirația. Aoleu, mă duc să închid poarta să nu fugă inspirația. Unde e? Oh. Mă, nu mă enerva că-ți fac un autoportret acu de nu te vezi. Durează mult? 2, 3, eu știu. Minute? Săptămâni, luni, poate să treacă și anul. Depinde de inspirație. Leu, că văd aici, mă ții pe mine înțepenit un an de zile? Păi eu am treabă, eu am de lucru. Uite, spre exemplu, acum mă duc să mă culc. Nu-i nimic, du-te și culcă-te. Fac o natură moartă. Uite, mă gândesc la tine și fac o natură moartă. În ulei. În ulei? Păi mai bine fac niște cârnați în ulei. Sau poți să faci niște în untură cu cartofi, mă scoate și niște murături, a? Ce zici? Hai, lasă-o moartă. Natură moartă fac. Uite-mi. Ah. Băi, e greu să fii pictor. Habar n-ai. Habar n-ai tu ce greu e să fii surat cu un pictor. Vai de capul meu ce greu mi-e. Mi-a venit mie inspirația. Auzi, dar cum ți-a venit ție inspirația? Chiar mă întreb și eu. Așa din senin? Nu, că era norat că mă apucă. Chiar cred că a început să și plouă. Chiar plouă? Păi plouă cu găleata, Floră. Nu m-au luat după urme? Păi e plin de văxala în curte. De la poartă, de la picturile tale, e plin. A, nu de la pictura, pictura mea, mă, să știi că e văxap în curte. Ia uite-te fă-n oglindă. Acum, într-adevăr, exact ca un adevărat pictor. Auzi, dar de la ce e văxaua, ia zi? De la cotețe. De la găini? Da. De la găini am văzut eu la știri astăzi la TV. Unii și-au vopsit găinile în roz. Și ce frumoase erau? Le-a luat și interviu? La găini? Nu, la pictori. De acolo mi-a venit și mie ideea și le-am vopsit în roz. Pe toate? Nu pe toate. Nu pe toate. Una am vopsit-o în siclam. Ba știi ce faloasă să ținea? Ta! E cocoșul Sarkozy cu ochiul pe ea, ca pe butelie. Bine, bă, ai vopsit și cocoșul? Da, păi s-a supărat, mă. S-a supărat, l-am vopsit și pe el. L-am vopsit în albastru de Voroneț. Oh. Gata! Gata! Nu mai avem gata! Păi că tu-ți dai seama, Floră, ce norocoși suntem! Păi acum la înălțare nu trebuie să mai vaccim-o! O să fie cuibarele pline de ouă, gata, vaccite, gata, nu mai avem. Păi știi că ai dreptate? A? Nu, dar chiar ai dreptate! La asta nu m-am gândit! Hai că-ți fac autoportretul de băiatiste ce ești! Lasă-mă, fă pace, că am o durere de autoportret de încrapă! Am eu și mai pictat ceva pe aici, în curte? Da, curcile verzi, caprele turcoaz și vaca lila, exact ca reclama de ciocolată. A, și câinele a scăpat? A scăpat, a scăpat. Păi când a văzut ce e în ograd, a scăpat din lanț, nu s-a oprit decât la calea ferată, că trecea acceleratul de București. Săracu, bine că nu s-a aruncat în fața trenului ca Ana Karenina. Gata, hai. Mă duc și eu să mă spăl, să mă culc, pentru mine e destul pentru seara, dar gata, mi-ajunge. În ce te speli? În copaie. Nu se poate. De ce? E ocupată. Cu rufe? Nu, cu Obama Motanu. Am vrut să-i fac o surpriză, i-am dat o țără de țuică, l-am îmbătat și l-am băgat în înălbitor. Ba! Când s-o trezi dimineață și s-o vedea albă ca zăpada, să vezi ce o să se bucure. Cum ai băgat pisica la înălbitor?
Toată. Cu coadă cu tot. Fotul nu e sănătoasă la cap, mă duc să scot pisica! Cum faci să bagi pisica la înălbitoare? Nu e sănătoasă la cap? Doamne iartă-mă, mama! Stai, mă! Mă! Mai lasă-l, mă, mai lasă-l, pe nu-l băgai decât la două oare! Nu salvește! Mie nu-mi place gri! Mă, tu faci mie, mă, dar nu gri! Floarea și Gheorghe!